Cele mai îndrăgite personaje din sezonul trecut al emisiunii Mireasa se află în platoul nostru. Bomba momentului este că tocmai a fost solicitată să revină în show de către Mihai, unul din concurenți. Ce părere are Laura, căci despre ea este vorba, noua situație, se va întoarce sau nu în show? Înainte de a afla răspunsurile la toate aceste întrebări, haideți să revedem ce s-a întâmplat de fapt în sezonul precedent la Mireasa. Mă numesc Laura Gabriela Vlad, am 27 de ani și sunt din Ploiești. Am 1,58 și 48 de kilograme. Am studiat până în clasa 9 în România, iar apoi am plecat cu tatăl meu în Cipru. Părinții mei s-au despărțit pentru că tatăl meu își dorea să se căsătorească, iar mama mea a fost căsătorită în trecut și nu își mai dorea lucrul ăsta. M-a afectat foarte mult despărțirea lor, pentru că la un moment dat am rămas cu bunica mea și cu mătușa mea și mi-a fost foarte greu, dar totodată mă bucur pentru că am reușit să mă descurc singură și să depind doar de mine. Asemenea altor femei, Laura este în căutarea sufletului pereche și a partenerului care să o completeze în tot și toate. În ciuda acestor dorințe, relațiile de până acum nu au fost cele mai fericite. Prima mea relație a fost la vârsta de 19 ani. Am fost împreună 11 luni. Am fost mutați împreună, am stat împreună. Dar mă tot gândeam că într-un fel nu mi-ar fi plăcut gata să fiu măritată de la 19 ani. Relația s-a încheiat pentru că a început să aibă niște reacții ciudate. A început să devină foarte gelos, adică dacă îi scriam mesaje fără inimioare sau chestii de genul, deja credea că s-a întâmplat ceva și că m-am schimbat. Cred că devenise ceva toxic. Din nervii a dat cu pumnii în geam, a spart geamul și eu în momentul ăla nu știam cum să reacționez. Și în momentul ăla m-am speriat și am crezut că cel mai bine pentru mine este să încheie această relație. Ultima mea relație, fostul meu iubit, într-o seară când veneam de la muncă, ne-am certat pentru că nu i-am dat mesaj când am ieșit de la muncă și mi-a zis hai, dă-te în... Așa, i-am răspuns la fel pentru că m-am enervat și a ridicat mâna la mine. Și când a ridicat mâna la mine, din start s-a pus oricum punct... Bine, oricum se pusese punct de când mi-a vorbit urât. După atâtea dezamăgiri amorose, Laura și-a conturat foarte bine cum trebuie să arate și ce calități trebuie să aibă bărbatul ideal. Mi-aș dori ca viitorul meu soț să fie înalt, brunet sau șaten sau blond, nu contează. Nu contează nici culoarea ochilor. Dacă e puțin plinuț, nu mă deranjează. Pentru mine este foarte important caracterul lui. Mă uit la aspectul fizic, desigur, cel mai mult la față, la fizionomia lui. Și la dantură, la mâini, la ochi, trebuie să-mi placă, da. Și trebuie să fie chimia așa din prima. Nu m-ar deranja să fie de o altă religie, doar că nu accept să fim mai multe neveste, asta clar nu. Intrarea ei în casa Mireasa a fost de bun augur, mai ales că în scurt timp a format un cuplu cu Marinescu, tânărul care părea să aibă toate calitățile pe care Laura le căuta. Ne place, cred că ne place mie și mamei. Ah, ok. Până astăzi, da, să apară filmulețul tău, nimeni nu s-a pronunțat. Știu. De tine. Și astăzi... Toată lumea. Toți erau... Laura, 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 Laura. Dar tu, momentan, ce-ți dorești? Adică? Cum vrei să decurgă viața ta? Te vezi lângă o persoană momentan sau nu? Îți dorești ceva sau nu? Bă, ești dragă, mi-e simpatică. Dă-i, tate! Mama lui Marinescu însă a fost rezervată în ceea ce privește viitorul celor doi și se pare că bine a făcut. Cum vi se pare că merg lucrurile între Laura și Cristian? Pentru moment prefer să păstrez tăcerea. De ce? Este într-adevăr această conexiune între mine și Cristian
dar din păcate nu există această conexiune între mine și Laura. Decizia mea este să o blochez pe Laura, cu riscul de a deschide cutia Pandorei, așa cum am spus și la Mirasa în direct. Da, e ok. Deci trebuie să vă ignorați. Pare că ești bucuros. Sau ești surprins de această întorsătură? Nu sunt în niciun fel. Sunt șocat, sunt... Nu știu. Îți mai dorești relația cu Laura sau nu? La momentul acesta, nu. Foarte bine, a făcut ce a simțit. După despărțirea de Marinescu, Laura a decis să-și mai dea o șansă cu Albert, însă fără sorții de izbândă. Simți așa că te poate la ușor valul? Uneori, da. Păi, de ce? Pentru că și eu îmi doresc. Dar... Păi da, te gândești și pe termen lung? Tocmai că după mă gândesc și pe termen lung. Văd cum decurge relația noastră și ajung la concluzia asta. Nu ne facem bine unul altuia, știi? Ce nu ți-am făcut eu bine? Așa mi se pare, este starea pe care o am. Bine, nu din mai... Toate... Gata. Noul sezon vine cu o provocare neașteptată pentru Laura. Mihai își dorește să o cunoască. După cum bine știți și după cum ați văzut, a avut un apel telefonic cu Laura, fata din sezonul trecut, sezonul 9. Sper să fie totul bine, dacă se poate, și vrea să încerce ceva serios, o aștept în casă. Să vină în casă și să vedem cum vor decurge lucrurile aici. Fii fată faină așa, Laura. Vedem dacă intră. Va accepta Laura să revină la Mireasa de dragul lui Mihai? Vă aștept pe Laura, dacă vine Laura. Foarte radical atunci când iau o decizie.
Altfel, și afirmat aici la noi că nu e pregătit, nu crede că e pregătit pentru a avea o relație de, în acest moment, serioasă. Sau vrea să mai trăiască, vrea să mai experimenteze. Tu însă pari că pari genul care totuși ar vrea să-și întemeieze o familie. Da, eu cu gândul ăsta am intrat în emisiune încă de la început, adică m-am gândit că știu. Niciodată ce poate să ne aducă viitorul. Așa e cel mai bine. În momentul în care ceva nu mai merge, să pui punct. Pentru că sunt în viață foarte mulți oameni care, din păcate, din diverse rațiuni, își complică foarte mult viața, rămânând în relații toxice, apropo de ce spunea Laura la un moment dat. Și lucrul ăsta îi costă. Păi costă energie, te costă sănătate, te poate costa foarte mult. Și pe termen lung, dacă duci o relație în care poate nu te simți bine, cu siguranță pe
Da? Da. Și îți urez tot, tot norocul și tot binele din lumea asta. E cu mine, nu s-a putut, că eu sunt sportiv, Albert e muzician. Poate de data asta vei avea mai mult... Bă, dar nu ești vreunul Valentin în show ca să mă scot și eu. Picat de fraier. A fost și Valentin, că de asta, cred că înainte de emisiune am vorbit și de Valentin. Nu știu, era un Valentin, mă, m-am uitat pe material. Și la un moment dat mi-a rămas în sezonul 9. Vedeți că, na, ceva în subconștient mi-a rămas. Tu, am vorbit cu tine, ești încă în stadiul în care vrei să mai trăiești. M-ați văzut prea mult. Tot felul de experiențe. Fără filtru, prea mult fără filtru. Prea mult fără filtru și mi-am dat seama despre ce e vorba. Ea a plâns însă atunci când s-a despărțit de Albert și a fost evident că a rănit-o mai tare și paradoxal a rămas în relații mai bune cu el totuși, deși a rănit-o mai mult decât asta a fost de la... Dar asta a fost ceva normal, plus de asta Laura a avut o relație foarte, foarte apropiată cu doamna Mariana, cu mama lui Albert. S-au strâns, conexiunile au fost altfel și probabil și lucrul acesta i-a făcut și pe ei să se apropie și mai mult decât ar fi făcut-o în cazul în care, nu știu, nu avea o relație așa bună cu mama lui sau cu mama altuia. Clar. Cu toate astea? Clar. Da. S-a sfârșit. Da, cu toate astea, da, s-a sfârșit relația, chiar dacă era în relații și foarte bune cu mama mea și chiar m-am bucurat. În vacanță? Chiar în vacanța în care a fost. Aș vrea să aflu, mi se par foarte interesante momentele astea în care niște foști totuși se întâlnesc, au acest bun simț să se revadă și element de civilizație. Și la rece, așa, pot să tragă concluzii unii despre ceilalți. Aș vrea să aflu de la voi, de exemplu, care sunt principalele calități ale Laurei, dar după publicitate.